doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară de marți la emisiunea Punctul PI, o emisiune care de fiecare dată va face o incursiune în viața de zi cu zi, așa cum este ea, cu problemele ei, cu satisfacții, cu speranțe, cu dezamăgiri, într-un cuvânt, cotidianul. Subiectul ediției din această seară îl constituie fără îndoială cel care este cel mai fierbinte la ora aceasta și este vorba despre alegerile parlamentare care tocmai s-au încheiat de două zile. Vom face în această seară o analiză amănunțită a rezultatelor obținute de formațiunile politice implicate în această competiție. Vom discuta despre învingători, despre învinși, despre cauze și despre efect. Invitat pentru a discuta despre toate acestea este domnul Florin Rădoi, vicepreședinte al Partidului Social Democrat, Organizația Giurgiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și bun venit la cel mai proaspăt post de televiziune, Giurgiu TV! Măcar 99 de ani se țină! Măcar, să dea Dumnezeu! Domnule Rădoi, sunteți aici în calitate de activist vechi al partidului, de om implicat în multe campanii electorale. De aceea cred că am putea să încercăm la început să cum ați caracteriza această campanie electorală și cum s-au desfășurat alegerile. Pentru că previziunile nu erau prea frumoase. Cred că a fost cea mai liniștită campanie. Surprinzător? Pentru mine a fost surprinzător de după 1989. De la început se prognoza un raport de forțe dezechilibră ca și rezultat al votului între Uniunea Social-Liberală și ceilalți competitori. Celelalte forțe, dacă Uniunea Social-Liberală a acționat cu mult aplomb, au fost foarte bine organizați, având majoritatea primarilor și organizații foarte puternice, aproape militarizate ca și organizare. Ceilalți competitori au fost în curs de organizare, nu au avut fondul logistic uman necesar și, de asemenea, dacă vorbim de ARD, nu prea au avut curaj să iasă să dea piept cu populația. Da, de ce spuneți că n-au avut fondul logistic uman? Este un partid care a fost 4 ani de zile la guvernare și guvernarea preluată de USL acum 7-8 luni n-a destructurat tot ceea ce se numea PDL. Într-adevăr, așa este, dar urmarea rezultatelor catastrofale ale guvernării pedeliste, în care partea socială a afectat absolut toate categoriile sociale, începând de la salariați, de la bugetari, de la pensionari, de la handicapați, de la ajutoare sociale, acești om n-au mai avut niciun curaj să iasă în fața electoratului. Dacă observați, nici măcar la televizor, ei nu pomeneau că au fost la guvernare sau să spună, domnule, asta a fost situația, ne recunoaștem vina, dar n-am avut soluție. Au stat undeva. Ar fi putut să facă lucrul ăsta? Credeți că oamenii ar fi înțeles dacă încercau să explice sau să-și ceară scuze într-un fel că au greșit? Nu, cred că parcă în mai sau iunie 2010, când s-a ieșit, atunci trebuia ieșit pe un ton serios, explicat oamenilor ce se întâmplă, situația economico-financiară și toată lumea trebuia să facă sacrificii. Oamenii asta n-au înțeles de ce noi suntem sacrificați și alții fac investiții în sensul al cuvântului și de acolo își trag comisioanele de 50. Deci până la urmă nu măsurile în sine au nemulțumit. Că poate oamenii ar fi acceptat că suntem într-o situație dificilă și va trebui să facem niște eforturi. Eforturile au fost făcute numai din partea unora, nu? Absolut. Discriminarea bugetară, salarială, care s-a făcut practic la toate categoriile populației și de beneficiari de ajutor social, inclusiv de șomaj, s-a aplicat o curbă de sacrificiu. La cei care făceau investiții și care luau din bugetul statului, ei au fost favorizați. Lor se mergea bine, celorlalți se mergea prost. Uite ce s-a întâmplat acum cu mai recent cazul din județul nostru. Atunci, am să vă întreb altfel. Deci spuneți că acest scor obținut de USL, care pe este care un încă nu l-a spus. Scor zdrobitor, vom vorbi și despre ele la momentul potrivit, să spunem că USL datorează acest succes guvernării proaste a PDL. În ce măsură guvernării proaste a PDL și în ce măsură președintelui Traian Băsescu, pentru că s-a mai spus și că ar fi un vot anti-Băsescu?
Este clar că a fost un vot anti-Băsescu. În ultimele 5-6 ieșiri, USL-ul, dacă ați observat, a crescut de la 50% până aproape spre 60%. Fiecare ieșire a președintelui ducea la creșterea USL-ului sondaje cu un procent, un procent jumătate. S-a și văzut că de la 50-51 cât era estimat în sondaje, exit-poll-urile s-au dovedit reale în concordanță cu situația care va fi ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult. Ceea ce nu s-a mai întâmplat. Deci acolo trebuia vorba unei doamne de la PDL, Ciocumic. Că nu mai era cazul de scandal. Păi, dar cum să faci campanie cu Ciocumic? Campania presupune să ai gură mare. Totdeauna trebuie să te gândești că peste un an, doi, trei urmează ciclu electoral. Promis ceva oamenilor când vii la guvernare, alegătorilor, și peste 3 sau 4 ani te prezinți din nou la raport cu rezultatul guvernării. Dacă eu am luat numai măsuri antisociale, antiumane aș putea zice, închideri de spitale, școli, deci știm toată lumea ce s-a întâmplat în anul 2010-2011. Cum poți să mai ieși în fața lor? Să nu uităm totuși că de la an la an, de la mandat la mandat, ultimii 4 ani, votul a fost negativ în favoarea celor care au fost la guvernare. Acesta e adevărul, din păcate, în România. Nu s-a votat ideologic, s-a votat mult pe vot negativ. Nu s-a votat pentru, s-a votat împotriva. S-a votat împotriva, dar dacă o să intrăm în analiza rezultatelor, o să vedeți că sunt totuși niște rezultate surprinzătoare în anumite comune din județ. Păi exact acest lucru. Nu sunt de masă, dar sunt excepții. Acest lucru o să-l facem pentru că e interesant o radiografie asupra votului la nivel de județ pe cele două colegii de senatori și cele 4 de deputați. Și acum, cum spunem, avem 4 colegii și 4 colegii și 5 deputați? Cam înțeles nu, că avem a mai 4 fost... colegii de deputați, 2 de senat și 5 deputați și 2 senatori. Și, păi tocmai 4 colegii cu 5 deputați, nu? Da, 4 colegii de deputați cu 5 deputați. Cu 5 deputați, da. Pentru că astăzi a fost... Trebuie specificat că luându-se din numărul de voturi valabile exprimate, jumătate plus 1, deci, da, trebuie spus toate, că PPDD-ul a luat un post de deputat. Toate colegiile de deputat senator s-au închis 6, dar ca urmare a unui articol de lege din legea 35/2008, pentru a nu favoriza, eu știu, un stil dictatură, pentru că dacă era cu vot majoritar, USL-ul, cu excepția mandatului din străinătate, avea 95% din numărul mandatelor. Și mai rămâneau de mereu cu 5%, da? Și pentru a se preîntâmpina tocmai acest lucru, probabil, legiuitorii din 2008, PSD-ul, PNL-ul și PDL-ul, au hotărât ca să facă o repartizare a mandatelor, o alocare suplimentară după cele două repartizări inițiale. Și ceea ce spuneți dumneavoastră la acest lucru, se referă la o repartizare suplimentară, o care suplimentară de mandate, care a revenit partidului, care a avut al doilea număr de voturi, în urma, ca urmare a judecărilor. Adică a fost următorul partid ca număr de voturi după USL, a fost PPDD-ul cu circa 19.000 de voturi. Dar vom discuta mai târziu de ce înseamnă asta, de repartizarea mandatelor, de numărul deputaților în Parlament, de majorități care se pot crea acolo pentru viitorul guvern. Dar să revenim, cum spuneam, să facem o radiografie a votului la nivel local, ca să spun așa, la nivelul municipiului și județului Giurgiu, pe cele două colegii de senatori, să începem cu senatul. Colegiul 1 senatorial, care cuprinde municipiul Giurgiu și zona de sud a județului de la... 21 de comune, de la Găujan până la Via, Băneasa, Prundu, Comana, Colibaș, Gostinari, a fost câștigat de domnul senator Nicolae Bădălău cu număr de 41.400 de voturi, ce reprezintă 71,29% din numărul de voturi valabile exprimate. Colegiul 2 senatorial, care cuprinde colegiile 34 de deputați, adică zona de centru al județului și zona de nord, unde candidat a fost domnul senator Lucian Iliescu, a obținut 36.028 voturi, ceea ce în procente înseamnă 68,87%. E o diferență între zonele astea de câteva procente. Acum știți cum e, depinde și de zone. Le-a pierdut omul sau zona? Cred că s-a fugit de municipiu, nu știu dacă a fost bine sau rău. Cred că aici contează și oamenii care sunt în zona respectivă, care candidează, contează și zona de nord, se știe că este mai emancipată, mai pretențioasă. Nu, cum... E posibil ca eșecul de la locale să fi creat suspiciuni că ar putea să nu se câștige de către PNL
un mandat de senator în municipiu pe colegiul din câte știu, PSD-ul a propus PNL-ului să ia în custodie municipiul pentru a candida, urmând ca să facă un schimb cu colegiul 3. Și s-a refuzat acest lucru de către colegii de la PNL. Acum nu mai are importanță, toată lumea e câștigătoare. E bine că a ieșit cu bine, USL are 6 din 6. Totul e bine când se termină cu bine. Acest lucru va însemna alocarea suplimentară de fonduri pentru bugetul județului. Cred că e un lucru care trebuie să bucure pe toți locuitorii județului nostru. Probabil că de asta s-a și votat în masă USL-ul, pentru că unde smulți puterea crește și speranța de a veni mai multe fonduri către județul ăsta, care întotdeauna a fost văduvit de așa ceva, se va realiza. Totul se observă la Senat că sunt cifre relativ apropiate. Asta înseamnă că, chiar dacă eu știu, s-a mai scris că erau neînțelegeri între cei doi candidați, oamenii aceștia s-au respectat, nu s-au faltat, nu și-au dat la picioare și rezultatul a fost cel care trebuia să fie, de circa 70% pentru fiecare dintre candidați. Împotriva tuturor aparențelor sau celor răbăitorilor care credeau acest bine, lucru. Bine, întotdeauna există. N-a fost, cum spuneați, că nu s-au faultat, nu s-au certat, nu s-au... N-a fost la nivel de partid. N-a fost la nivel de lider. Au fost câteva cazuri izolate. Au fost asperități locale ca urmare a pierderii alegerilor locale de către unii sau alții. Nu au fost cazuri de majori. Și lucrul ăsta s-a văzut și în rezultatul alegerilor, pentru că dacă ar fi fost într-adevăr diferențe majore de opinie, rezultatele ar fi fost probabil cu totul altele, pentru că fiecare dintre candidați avea o anumită influență pe colegiul celuilalt. Zona de influență, anumiți primari, organizații. În zona aceea, dar asta demonstrează că la Giurgiu totuși... Că putem fi maturi din putere politică atunci când este cazul. Absolut, și că USL-ul a funcționat cu toate încercările unora de a face să nu funcționeze. Mai aveți ceva de spus la colegiile de senatori? La colegiile de senatori, în general, s-a respectat repartizarea votului în toate colegiile, în toate secțiile. Păi comunele din colegiu, da. USL a obținut jumătate plus unul din numărul de voturi. Bun, am vorbit acum despre candidații USL la Senat, dar candidații au avut și celelalte partide. Au avut și PPDD-ul, au avut și ARD-ul, au avut candidați la Senat. Rezultatele lor, cum vi s-au părut? Rezultatele lor, deci ARD-ul, 12, astăzi sincer vă spun, a obținut pe colegiul 1 senatorial 6,91. Candidat fiind... domnul Daniel Fița. Domnul Neagu. Parcă îl chem, da. Nu? Mihai Neagu, iar pe colegiul 2 senatorial, candidat fiind domnul fostul prefect Daniel Fița, a obținut 12%. E un procent dublu, totdeauna dânsii provin din PDL și au rămas în PDL, au avut organizații mai puternice în zona de nord al județului și probabil că acesta este unul dintre motive. Adică vreți să-ți spuneți că procentul de 12% obținut de domnul Fița a fost un procent bun? Nu știu, eu cred că a fost un procent bun față de situația care a fost în restul județului, dar nu față de deputați. Se cuvine subliniat ponderea destul de mare a Partidului Popular al lui Dan Diaconescu, da, la Senat, unde pe colegiul 1 senatorial a obținut 11.267 de voturi, circa 19,4%, iar pe colegiul 2 senatorial 9.248 de voturi, circa 17,68%. Și aici se poate explica diferența de voturi. Da. Tot sărăcia dintre colegiul 1 și colegiul 2, starea materiala oamenilor, modul de informare, sunt mai multe aspecte. Totuși sunt procente destul de mari aici, la PPDD față de... Pericolul cel mare este de ARD. Să nu se realizeze creșterea stării, să nu se realizeze o revigorare a creșterii economice și în acest caz, acest lucru, nerealizarea lui ar duce la o stare de spirit în acest sens. Deci e un mare pericol. Eu așa am simțit în teritoriu. Și asta lumea, ce ar în general, a votat... Un insucces, un eșec al guvernării USL ar peste duce... 4 ani ar duce la creșterea oamenilor care propagă extremismul, care propagă minciuna, gen 2, vă dăm 25.000 de euro. N-au de unde, la fiecare cetățean. N-au de unde, oricum nu aveau de unde să dea 25.000 de euro și în plus zicea că îl dau pe societății comerciale și numai pe criterii de eligibilitate. Dar nu le-a explicat în detaliu acest lucru la oameni. Și eu mai zic, domnule, dacă e sărac și
o duce rău și n-are rost de muncă și vine de acolo scândă 20.000 de euro sau 25.000 de euro. Eu cred că așa în principal se explică. Deci, cum să vă spun eu, campania asta deșanțată de demagogie care, la care am asistat. Seară de seară cu o devizare. Partea mea, ca punct personal de vedere, nu a fost mai mult decât demagogie. Au fost niște utopii și niște situații penibile cu niște promisiuni care n-ar fi putut fi niciodată onorate. Dar, din păcate, au localizat electoratul lor țintă. Au fost oamenii care și așa erau foarte săraci, oamenii sărăciți, fără altă speranță, fără altă nu șansă. Sunt, mă iertați, nu sunt de acord cu sintagma electoratul lor. Nu este electoratul lor. Este electoratul care, de-a lungul timpului, a votat PSD, a votat Băsescu, a votat România Mare. Electoratul ăsta, totdeauna, votând de la mandat la mandat, a sperat să o ducă mai bine. Acum a văzut, eu știu, o speranță, poate, în Dan Diaconescu. În final au realizat că nu poate fi nici măcar speranță, dar totuși 15-16% au rămas ancorați acolo sperând. Eu cred că acesta este adevărul. Nu este electoratul. Până la urmă, numărul de parlamentari, că am înțeles că au vreo 68 de parlamentari PPD-ul are în Parlament, să nu fie o speranță pentru alții. Noi am avertizat în campanie că un rezultat bun la PPD ar putea să ducă la o altă configurație politică în Parlament și implicit un alt guvern, cu un guvern desemnat de președintele Traian Băsescu. Din fericire, aceste temeri nu s-au confirmat și sperăm. Stați puțin că nici n-a fost numit premier, nu s-au făcut consultările, mai aveți vreo umbră de îndoială cine va fi premier, cine va fi la guvernare? Nu, dar până nu, având în vedere că președintele Băsescu este cel care desemnează până la urmă premierul. Deci atenție, după... ce face? Ce face domnul președinte? Îl desemnează. Între a desemna și a numi este o mică mare diferență, nu? Deci președintele propune premierul, premierul își face echipa guvernamentală, propune echipa guvernamentală, merg în Parlament și absolut. Acolo primesc sau nu votul de investitură. Absolut, despre subiectul ăsta vom discuta mai spre finalul emisiunii, pentru că sunt posibile și alte variante, se vehiculează fel și fel de scenarii, când acea majoritate de care spuneți dumneavoastră că va vota premierul în Parlament, va să nu fie alta. N-ar mai exista democrație în România, ar fi atentat la Constituție, atentat la democrație și atunci tot ce am clădit în 23 de ani s-ar prăbuși. Domnule Radoi, s-a mai strigat și în vară la referendum că nu există democrație. În felul ăsta nu? Se va convinge și Occidentul și Barroso și Madame Reding. Dar de ce trebuie să suferim noi ca să-i convingem pe alții? Că voțul strigă hoții. Păi nu, va fi evident acum la voința majorității populației de circa 2/3, nu cred că mai poate să comenteze cineva. Cred că e fără comentariu, ca la CNN, nu comentariu. Bun, o vom vedea. Am epuizat așadar principalii candidați pe colegiile 1 și 2 la Senat, principalii candidați, pentru că au fost foarte, foarte mulți și n-am știut, dar domnul Varujan Pambukcean, știți că a candidat pe Giurgiu. N-am știut. Nici eu n-am știut, am aflat astăzi. Nu m-a interesat ați candidați. Pentru că au fost foarte mulți. Au obținut și acolo câteva firmiturele, toate grupurile acestea ale minorităților. Chiar n-am știut. Da, și eu am aflat de pe site-ul Becului că a fost candidat la Giurgiu. Trecem puțin la deputați. La colegiile de deputați? Da, la deputați, la colegiul 1 senator, la colegiul 1 deputați, adică municipiul Giurgiu, domnul deputat. Putem să-i spunem fără să păi ne înșelăm. Păi da, că deja acum sunt, chiar dacă n-au fost. Nicolae deschis. Florian a obținut 18.192 de voturi, realizând un procent de 72,29%, pentru care trebuie felicitat. Într-adevăr, domnul deputat Floricel a acceptat să candeze într-un municipiu de care toată lumea a fugit. Dânsul a muncit, cred că... Dar de ce să fugă de municipiu? De ce credeți că s-ar fugi de municipiu? Mai puțin. Deci dânsul a muncit la un mod foarte eficient, foarte harnic și vă spun sincer, după 96, cred că este candidatul de parlamentare care a muncit cel mai mult, care a luat casă cu casă, scară cu scară de bloc, apartament cu apartament, a doua oară deja într-un an. Să nu uităm că același lucru a făcut și la locale, când deja dând dovadă de un mare caracter, s-a retras lăsând cale liberă actualului primar domnului Barbu. Deci să nu uităm. Deci aceasta e dovadă de caracter și într-adevăr, deci lumea cred că au apreciat și efortul dânsului, cred că și datorită acestui lucru al caracterului dânsului se datorează procentul acesta foarte mare de 72,29%, pentru care merită felicitat.
Care credeți? Municipiul a fost o nucă tare tot timpul. Să nu uităm că acum 4 ani Mădălin Voicu parcă a câștigat cu 4500 voturi. Ia uitați când sunt. E de peste 4 ori mai mare număr de voturi exprimate acum. Deci ce înseamnă? Înseamnă și sigla, înseamnă și omul care o reprezintă. Să nu uităm că în vară la municipiu s-a candidat pentru primărie tot pe sigla OSL. Și rezultatul a fost cu totul altul. Un independent. Da? Contează și sigla partidului, dar contează și omul care reprezintă partidul. Numele, imaginea, percepția, munca pe care o depune pentru a convinge electoratul despre proiectele sale care pot fi transpuse în practică realizabile, cred că au fost o serie de factori. Să fi fost din start, în afară de partidul căruia aparțineau, să fi fost din start un handicap pentru ceilalți candidați faptul că n-au fost localnici? Nu, deci, păi nu. Da, cred că acesta e principalul factor și ca să totuși să te voteze oamenii, am mai văzut în anumite colegii copii de 23-24 de ani, electoratul din municipiul Giurgiu este un electorat informat, un electorat care știe să perceapă o promisiune de altă promisiune și un candidat de altul. Deci, dovadă în acest fapt că a știut să dea votul unui candidat matur care a și reușit în viață și în acest fel electoratul giurgiuvean a avut garanția și cred că nu vor fi dezamăgiți, că cine a fost votat nu-i va dezamăge. Ar trebui să învețe din această experiență partidele politice atunci când își desemnează candidații? Absolut. Și să nu uităm că aici atât domnul Nicolae Bădăloc cât și domnul deputat Nicolae Florian au fost sprijiniți pe față fără probleme de către actualul primar domnul Nicolae Barbu, dânsi arătând un sprijin reciproc și un pact de ajutor în continuare pe timpul celor 4 ani de mandat parlamentar. Deci atât domnul Florian cât și domnul Bădălău au promis că vor ajuta cu fonduri municipiul Giurgiu pe domnul primar Barbu și implicit pe locuitori municipiului Giurgiu și timp de 4 ani vor face lobby. Stați puțin că toți au promis lucrul ăsta că vor ajuta. Da, dar nu toți vor reuși. Să nu uităm că prim-ministrul PSD. De ce domnul Barbu nu i-a crezut pe toți? Păi n-avea cum să creadă că nu se compară unul cu altul, da? Deci, deci nu, dumneavoastră ați crede de pe ceva care vine necunoscut de prin info de la Jilava? Nu. Nu l-aș crede, exact. Deci să nu uităm, domnul Floricel. Deci asta spuneam, partidele trebuie să învețe din această experiență și să-și desemneze oameni ai locului, oameni cunoscuți, și oameni potriși, și oameni de valoare care apreciați. Au realizat ceva în viață. Atât și Floricel cât și Nicu Bădălău se cunoaște. Au firme, au peste 1500-1600 de salariați, să nu uităm. Totodată Nicolae Bădălău fiind președintele PSD Giurgiu, are oricând ușa deschisă la domnul prim-ministru Victor Ponta și la președintele Partidului Social-Democrat, domnul Victor Ponta. Și oricând va fi o ușă deschisă pentru a se bate pentru fondurile județului Giurgiu. Cred că acest lucru va fi determinant în următorii 4 ani. Mai departe, domnul Lucian Iliescu. Cred că va fi și a fost primul pe țară ca și procent pentru PNL până acum, da? Va avea ușa deschisă la Crin Antonescu. Dacă aceste două personalități își vor uni eforturile pentru municipiul județul Giurgiu, cred că atunci va fi cel mai rodic mandat 2012-2016 pentru municipiul și județul Giurgiu. Ca fonduri, ca și creare de locuri de muncă, ca și ajutor de la guvern. Sunt convins de acest lucru. Lucrul acesta va trebui făcut la nivelul întregii țări, pentru că de la înălțimea acestor procente, USL-ul, dacă nu va reuși să facă ceva într-adevăr bun pentru oamenii care i-au ales acolo, care i-au votat, va păți mai rău decât a pățit-o PDL-ul acum. Să nu uităm că are de origine a avut ce spuneam înainte, nu a avut curaj să iasă în fața la oameni. Deci, până la urmă, scorul acesta fabulos, nemai văzut din 90 încoace. Din 92. A fost da, PSN-ul atunci, așa, cu scorul acela foarte mare, de 83. E cel mai mare scor din 92 până acum. E cu două tăiușuri până la urmă. Da, da. Peste 4 ani. Sperăm că în următorul an, care va fi un an, anul 2030, va fi un an foarte greu pentru România, să nu uităm că vine rambursarea creditelor de 6 miliarde de euro. Va fi un an greu. Nu va fi ușor pentru cine va fi la guvernare la anul. Dar electoratul nu mai așteaptă scuze. Nu pentru asta v-am votat, frate, să vă plângeți voi. Absolut, vrem absolut să se cunoască din punct de vedere economic și în nivelul nostru de trai, în locuri de muncă. De fapt, știți foarte bine, la fel de bine ca și mine, poate mai bine, principala problemă a giurgiuvenelor, a județului, a municipiului și a țării sunt locurile de muncă. Dacă se va reuși crearea locurilor de muncă, chiar ascultam astă seară că la Călăraș a promis o candidată care a luat 80% tot USL, 10.000 de locuri de muncă în 4 ani prin crearea canalului Dunăre-București. E interesant, nu? Nu va fi 10.000, dar 1.000 va fi, dacă s-or crea. Da, interesant este, acum rămâne și de văzut în ce măsură e
realizabilă, viabilă, transpusă, sigur, realizabilă, exact. Această cașa de promisiuni... Nimeni nu s-a hazardat din cei 6 candidați ai USL la asemenea cifră, totuși au promis că vor ajuta municipiul, județul și vor crea mii de locuri de muncă. Să vedem ceva. Eu de-abia aștept să începem și să pot să am invitat aici în platou pe parlamentarii noștri, pe care vreau să-i aud vorbind ca niște adevărați parlamentari, nu ca primar, că în campanie s-a vorbit cam ca primarul. Pentru că, acum, haideți că ceea ce au cerut oamenii și multe lucruri nu le poate face un parlamentar, dar el îl poate ajuta face pe indirect. Primarul. Poate face indirect prin alocare de fonduri, absolut. Să știți. Și prin amendamente aduse bugetului de stat, exact, care să dirigeze bani către comunitățile chiar aseară, respective. Deci domnul Barbu a tras asarcină cu ghilimele de rigoare domnului Nicolae Florian să ia neapărat Comisia Buget Finanță. Da. De ce? Pentru a fi la repartizarea banilor de la buget. Și acolo, vorbim de comisiile de la județele cu cele mai bune rezultate, nu? Pentru că ați spus lucrul ăsta, mă gândeam că în afară de acest scor lejer pe care l-a avut USL-ul, reprezintă, ținând cont că la guvernare este un premier din partea PSD-ului, altfel te duci să discuți cu premierul când vii dintr-un județ unde ai atâta reprezentativitate. 6 din 6 și 70%. Da? Și 70% procente. Atunci ești o forță, nu stai undeva la ușă să aștepți de... Corect. Deci că ți se aruncă eșecul în față. Copreședinți de USL, da, au dat dovadă de maturitate în acest caz și au realizat ce va fi după alegeri. Și pentru asta cred că au colaborat mai puțin direct, poate, dar indirect și a fost de treabă fiecare muncit în colegiile lui. Să și acest lucru se vede. Și noi, în sfârșit, un județ luat în seamă undeva la București, acolo, că până acum nu prea ne-a băgat nimeni în seamă. Da, prin prisma rezultatelor obținute la aceste alegeri parlamentare și prin eforturile conjugate, mă repet încă o dată, ale celor doi lideri, atât pentru PSD cât și pentru PNL. Cred că numai acest lucru va reuși să aducă fondul la nivelul întregii comunități giurgiuvene, atât ca municipiu cât și ca județ. Și mai ales că s-a demonstrat acum ce forță poate fi electoratul. Și prima demonstrație de forță a electoratului a fost la locale, când a fost o prezență extraordinar de mare la vot și s-a văzut că atunci când oamenii au vrut să voteze, au știut ce votează, rezultatele s-au văzut. Și oamenii au înțeles că dacă ies să voteze, vor reuși să obțină ce doresc. Am înțeles că la 4 ani pot să pedepsească pe cei care au mințit în ceilalți 4 ani. Cu 4 ani în urmă. Asta s-a întâmplat acum, să știți. Cred că lucrul ăsta l-au învățat ei mai de mult, dar toată înțelegerea asta s-a lăsat așa mai mult cu o lehamite decât cu o mobilizare. Că erau, până la urmă, erau procente mici. Acum știți cum e. Dacă mă păcălești toată să-i fie rușine, dacă mă păcălești doar să-mi fie mie. Cred că electoratul din România a început să priceapă acest lucru și începe să-l și aplice, să știți, în sensul bun al cuvântului. Uitați ce rezultat zdrobitor a fost în defavoarea PDL-ului. Cred că, de fapt, PDL-ul a fost ARD-ul. S-a desființat începând de azi, de nu mai știu de când, nu? De ce? Au vrut să păcălească electoratul, să nu mai pară cu sigla PDL-ului. Au reușit? N-au reușit. Au încercat și la locale cu MPNG-ul, da, acela, da, da, care nu... La locale e altă situație, că la locale se votează omul și interesul local. La parlamentare intervine votul politic, să știți. Mergem mai departe? Vă rog. Pe colegiul numărul 2 deputați de la Găujean la Gostinar, unde candidat a fost domnul fost ministru în guvernarea trecută, secretar de stat Marin Anton, s-a reușit obținerea unui procent foarte mare, poate, sigur, e cel mai mare pe Giurgiu, de 80,84% prin cele 21 de comune. A luat masiv 85% până în 88%. Ce vreau să subliniez? Domnul deputat Nicolae Florian, pe colegiul 1 Giurgiu de deputați, nu a luat niciun procent, n-a obținut procent sub 55% și a mers până la 80%. Deci nu este o întâmplare. Așa cum la locale s-a votat masiv în toate colegiile împotriva deci candidatului USL. Deci la senat pe colegiul 1 au fost doar două aceea secții. Situație. Doar două secții la care procentul a început cu 5, da, dar mergea spre 6. În rest, exact, toate exact cifrele, primele cifre ale procentului au plecat de la 6. Exact. Deci acest lucru denotă că a fost o stare de spirit. N-a fost ceva întâmplător la municipiul Giurgiu pentru USL și pentru Nicolae Florian. Deci revenim la domnul
la colegiul Toi, domnul deputat Marin Anton a obținut un scor antologic pentru Giurgiu, 80,64%, a beneficiat de ajutorul unor comune mari, cu care dânsul a avut relații foarte bune, a beneficiat de organizații excelente, puternice, care, ce vorbeam înainte cu organizare militară, care și-a scos electoratul la vot și le-a explicat ce înseamnă să iasă la vot. Deci acest scor nu este deloc întâmplător. Denotă organizare, să nu uităm că domnul Anton a bătut și dumnealui la rândul lui în colegiul dânsului, comunele, casă cu casă. Un lucru care mai rar s-a întâlnit până acum. A fost ceva, cum să spun, specific, să spunem, campaniei acesteia, pentru că, în general, candidații au preferat acest gen de campanie și mai puțin celălalt gen care se practica până acum. Păi n-au avut adversar cu care să se jure, să știți. Nu? Să de adversar s-au dus să... Pentru că mi-aduc aminte ce erau. Au fost bătăi, au fost conflicte. Așa este. Las la o parte colegiul 3, venim la el. Colegiul 4, unde a fost deputat, unde a candidat domnul ministru Daniel Chițoiu. Păi stați, așa, vorbim de USL acum. Da, tot de USL. Da. A obținut un scor de 78,13%. Un scor foarte bun. Totuși, bine, era și de așteptat. Mă așteptam să fie mai mult mare. Mai mare. Da. Da? Revenim la colegiul 2, ca pe locul 2 după USL. Nu, pe colegiul 1. După USL s-a situat PPDD-ul cu 18%. Deci pe municipiul Giurgiu 6, nu? Una din 6 persoane aproape a votat cu PPDD-ul. Pe colegiul 1 al municipiului. Pe colegiul 2 deputați. PPDD-ul a reușit să obțină un procent de 12,8%, deci mult mai mic redus cu peste o treime. Pe colegiul 4, la domnul ministru Chițoiu, PPDD-ul s-a înscris în aceeași notă, de 13,71%. Care se încadrează aproape în procentele naționale. În procentele naționale, dar încă o dată nu sunt întâmplătoare, deci organizațiile USL și-au mobilizat oameni la vot. Acum, fiind o prezență circa 50% medie, 45% la nivelul țării, câștigă procente cine își aduc oameni la vot. Și în cazul ăsta a câștigat USL-ul, care a avut organizare mai bună, organizații mai bune. La colegiul 3 deputați a câștigat tot USL-ul, dar cu un procent mai mic. Mult mai mic. 52,26. Pe locul 2 a fost PPDD-ul cu 18,4% și, surpriză, colegiul 3, pe locul 2 ca și rezultat, PPDD-ul a fost pe locul 3 cu 25,03. Aici a fost ARD-ul. Da, aici a fost ARD-ul, care a obținut 6.875 de voturi. Și aici, uite, candidat fiind? Domnul fost președinte de PDL Giurgiu și deputat Bogdan Cantaragiu. Și, într-adevăr, intră și o posesie a datelor cu puțin timp în urmă, m-am uitat și am căutat o explicație. Deci, în colegiul 3, da, au fost 3 comune unde USL-ul nu a reușit să obțină 50%. Dar, încă o dată, n-a influențat scorul pe total colegiul. Călugărenii, USL-ul a obținut 46,98%, PPDD-ul 25,39 și ARD-ul 22,09. La Florești-Stoienești, nu să cred, USL-ul a obținut 25,42%, în condițiile în care e primar PNL acolo, actualmente, da? ARD-ul a câștigat cu 57,69%. Cine este primar la Florești-Stoienești? E domnul primar Costel Dumitru, fost primar PDL acolo. PDL? Da, dar știți cum e. Nu, nici eu nu mi-explic ce s-a întâmplat acolo. PPDD-ul a luat 14,73%. Într-adevăr, o surpriză la care nu mă așteptam. Deci 57,69% a luat ARD-ul, PDL-ul. Și de asemenea mai este încă o... Stai puțin. Încă o localitate unde nu a câștigat USL, unde n-a reușit să ia, unde de fapt n-a reușit să ia 50%, Ulm, unde USL a obținut 39,14%, PPDD-ul 37,68%, inexplicabil, și PDL-ul 17,63%. Și de asemenea o altă comună unde a pierdut USL-ul tot în zona de nord, colegiul 3, Kosova,
unde USL a obținut 35,35%, 14% PPDD-ul și ARD-ul 46,73%. Cred că e cel mai mare de scor pe care l-a obținut în județul Giurgiu, ARD-ul. Exact. La Kosova, a spus. Kosova, 46,73%. Probabil acolo au fost ei mai bine organizate, acolo au avut o organizație mai puternică. Deci mă surprinde la Săbăreni că aici n-a fost tradiție PD-listă. Nu știu, nici eu nu-mi explic ce s-a întâmplat. Se mai schimbă tradițiile. Da, aveți dreptate. Deci cam astea au fost în mare rezultatele. În mare acestea sunt rezultatele. Deci nu a fost nicio care asta am vrut să întreb, care cunoașteți foarte bine județul și orientările din fiecare comună, reprezintă o surpriză aceste procente? Deci pentru mine cele patru comune reprezintă o surpriză. Știu că și acolo PNL-ul avea organizații foarte puternice, de asemenea PSD-ul pe zona în cele comunele de acolo, cu excepția călugărenilor, avea organizații mai slabe, în schimb erau foarte puternice are PNL-ului. Nu știu, rămâne de analizat, rămâne de informat, a fost stare de spirit, dar starea de spirit știu că era pentru PPDD, nu în niciun caz pentru ARD. Poate că aici a schimbat situația și candidatul ARD-ului care a fost pe acest colegi. Nu știu, rămâne de analizat. Probabil că se va... Haideți să mergem acum repede și la nivel de țară, pentru că pe lângă scorul extraordinar obținut de USL și pe care pe unii îi îngrijorează că ar putea duce la o dictatură, asistăm la un alt fenomen, un partid care n-a reușit să obțină niciun mandat. Din având procentul de 50% plus 1. Este vorba de ARD. Și PPDD-ul. Și PPDD-ul, da. Deci ei vin la deci în primul rând sunt 25 de județe din țară unde USL-ul a închis toate colegiile, adică a luat cu jumătate plus 1 toate colegiile, da? Sunt restul localităților unde se face redistribuirea la nivel de județ, da, unde acolo intră absolut toate partidele în ordine, dacă au 12 parlamentari fac curândul, da, și USL-ul și PRM-ul, depinde câte partide au fost și PPDD-ul și pe de oricum PRM-ul nu va intra când a făcut 5% la nivel național. Principalele partide parlamentare care vor fi, va fi USL-ul, PPDD-ul și PDL-ul, are de ăsta ce Dumnezeu sunt până la urmă, și UDMR-ul. Și UDMR-ul. Deci, în urma repartizării votului, chiar cine nu a închis cu jumătate plus 1, vor reuși ca să trimite reprezentanții în Parlament. Chiar acum, pe seara, am înțeles că în urma, deși a luat mai 30% în colegiul ei, fosta președinte a Camerei Deputaților, Robert Anastase, a reușit să obțină un mandat de parlamentar în urma redistribuirii. Păi sunt mai mulți. Sunt și doamna Anca Boagiu și... Și Elena Udrea, care la Roman a obținut 40% din numărul de voturi și candidatul USL 43%. Și doamna Elena Udrea, bineînțeles că va fi... Până la urmă, unde ar fi o mai mare nedreptate? Să spunem că s-ar aproba uninominalul pur, acela pe care Curtea Constituțională l-a respins ca fiind neconstituțional la sesizarea PDL-ului, pentru că ar forma o majoritate absolută covârșitoare care tinde să se transforme în dictatură, sau acest sistem de repartizare, de redistribuire, care până la urmă aduce în Parlament oameni care n-au primit votul de încredere al cetățenilor sau suficient de multe voturi. Care ar fi, dintre două rele, de exemplu, care ar fi cea mai rea? Eu cred că mai bun era votul pe listă. Votul pe listă de partid, unde acolo se putea face selecția candidaților. Acum, pur și simplu, ce am observat, dacă nu ai bani, nu mai poți face o campanie electorală. Nu poți să o susții. Care intră acum în redistribuire din asta... Și asta nu pentru ca să dai bani alegătorilor. Nu, deci ca efectiv... Ca să nu se înțeleagă greșit, nu, că trebuie bani să le dai alegătorilor. Trebuie, deci, fondul de pentru fond de campanie, afișe, deplasări, toate astea necesită bani de... poate 2-3 miliarde. Deci puțini oameni au asemenea bani. Deci până la urmă asta e și un prim criteriu de selecție a candidaților, nu? Care poate să susțină o campanie electorală. De ce n-ați candidat? Nu loc m-am pe liste gândit. Nu, dar loc pe liste ați fi avut, sunt convins. Pe liste, da. A fost o condiție necesară, dar mai trebuie liste, să fie și condiția suficientă. Și asta e riscul și pe liste, că ar putea să intre acolo persoane care n-ar trebui să fie. Da, și atâta timp cât deci eu, până la urmă, cum cât ar eu fi sunt mai ales bine pe noi? Liste, da, și în cheltui proprii bani pentru campania curată, da, în momentul în care îmi spune să votez pe altceva sau să constitui un guvern USL, eu zic, stai, noi, că mi-a cheltuit banii mei și pot să văd în partea cealaltă. Să mă întreb, băieții, cât ai cheltuit, mă? 200.000 și a fost să trăiți atât, m-a costat. Ia ce este mila să ne împace. Sper să nu se confirme în practică.
spuneți că sperați, înseamnă că ar exista posibilitatea să se întâmple așa. Teoretic, da, e posibil orice. Și asta cine ar face-o? Nu știu, puterea corupe totdeauna. Vă aceți aminte de 2008? Un păi dar tot puterea să cumpere, că au destui. Puterea corupe. No. Deci, în mod normal, deci președintele Traian Băsescu nu poate să numească candidat decât de prim-ministru să deseneze. Eu v-am întrebat pentru că ar putea USL-ul să rămână fără o parte din parlamentarii săi dacă mergem pe această idee și atunci ar trece în partea cealaltă și majoritatea s-ar dezechilibra, balanța s-ar... Sunt vreo 30 de parlamentari la USL foști PDL? Sunt. Teoretic se poate orice. Sunt deși la nu PPDD cred. Foști parlamentari PDL? Sunt. Da? Deci și atunci este posibil? Deci speculăm pe această temă. Eu nu cred că în mod normal USL-ul nu poate să rămână în afara guvernării. Deci, cu minim 60% din numărul de voturi, da, numărul de mandate obținute, care de fapt vor fi 65-66, vor forța, nu vor forța, în cadrul legal, conform Constituției, desemnarea candidatului de prim-ministru se face la cererea majorității. Cum e și în Anglia, da? Cine a câștigat, cine e liderul partidului? Cameron, da? Cine a câștigat alegerile? Partidul Conservator, automat, regina l-a desemnat candidatul de prim-ministru. A venit și a făcut echipa, a supus-o votului, ratificării votului. Domnul Rădoi, noi nu suntem în Anglia și nici Băsescu nu-i regina Angliei. Da, dar nici Băsescu nu poate să iasă în afara limitei Constituției, pentru că dacă nu acum... Poate? Nu, vorba lui Alde Neneancu din Caragiale, Europa e cu echipă noi, da? În condițiile în care obții 2-3 din număr de voturi prin votul dar popular, dacă se schimbă majoritatea. Prin vot democratic, ce înseamnă democrație? Demos kratos, puterea poporului în grecește, da? În momentul în care se ignoră puterea poporului, următorul pas va fi suspendarea, numirea... De când este Traian Băsescu președinte, el a ignorat voința poporului. Închipuiți-vă, gândiți-vă la alegerile din 2004, când gândiți-vă că era agreat, câștigat. Forța alegerii anticipate era agreat, acum are 10-12%, maxim 15-16% cât are RD-ul. Deci numai aceea situație. Deci o situație total diferită față de 2004. S-a trăit bine ca slogan. În realitate am văzut ce s-a întâmplat. Deci în niciun caz nu cred că va fi al guvern decât guvernul SL. Deci până la urmă s-ar putea spune că acest rezultat i-a luat puterea de a decide a lui Traian Băsescu, nu? Absolut. Deci nu poate să fie liberul arbitru, nu poate să încalce Constituția, spiritul european pe care îl invocă, pe care l-a invocat la suspendare ca să obțină vorumul de jumătate plus unul de numărul electoral înscriși pe liste electorale permanente. Deci numai aceea situație. Atunci, practic, Europa s-a speriat de rapiditatea măsurilor legale și constituționale pe care Crin Antonescu și Ponta le-au efectuat pentru suspendarea președintelui. Deci acum numai aceea situație, acum au învățat că trebuie să comunice cu Europa, au învățat că întâi trebuie să facă lobby, să explice până europarlamentar și prin ministrul de externe, aparatul Ministerului Afacerilor Externe și după aceea să treacă la acțiune. Deci acum toată Europa știe votul popular care a consfințit structura Parlamentului. Deci acum nu poate, cred că nu poate exista niciun moment de îndoială că va face altfel. Înseamnă că e o gafă monumentală din punct de vedere politic pentru Traian Băsescu și îți va sfârși cariera politică înainte de 2014. Dacă e cu minte, probabil că nu, dacă respectă nu, legea. Nu, ce înseamnă și... să fie cu minte? Înseamnă să aplice Constituția. Absolut. Să nu uităm în... El a și spus că nu va încălca niciodată nici litera, nici spiritul Constituției și va proceda exact așa cum se cere. Aduceți aminte de anul 2004, când a câștigat PSD-ul cu 43% alegeri și a zis nu, că voi sunteți partid, ăștia la alții au majoritatea, că sunt o alianță juridică. Și acum și Crin Antonescu și Victor Ponta au înregistrat o putere juridică. Și înseamnă că se contrazice. A uitat acum 8 ani ce a făcut, dacă ar face altfel. Oricum, deci nu poate să impună altă majoritate. Nu are cum. Eu țin minte că în programul de guvernare al USL-ului, pe care l-au promovat în campania electorală, printre altele, era și revizuirea Constituției, care este un lucru extrem de important, pentru că trebuie făcut lucrul acesta. Iar în acest proiect de revizuire a Constituției prevedea și modul de a ține sub control migrația politică. Pentru că și se propunea acolo un lucru care mie mi s-a părut interesant și care ar fi meritat. Poate unii chiar l-au înțeles și a fost un motiv să voteze în plus USL-ul dacă vor face acest lucru. În momentul în care un parlamentar își părăsește partidul care a ajuns în Parlament, atunci se face un referendum local dacă oamenii îl mai vor ca parlamentar sau nu îl mai vor, pentru că el a fost ales
a fost ales numit de un partid. Nu. Deci, ar împiedica lucrul ăsta migrația? Nu, absolut deloc. Deci lucrul acesta trebuie stipulat în Constituție, că în momentul în care își trădează propriul partid, își pierde sine din mandatul parlamentar. Să nu uităm cu anul 2000, deci de când e legea migrației politice? Din 2005, da? În 2007 PNL-ul a luat jumătate din primarii PSD-ului la ei, la PNL, din județul Giurgiu, da? Și nimeni n-a declarat oficial că a plecat la PNL, dar a acționat în așa fel încât toate rezultatele să fie pentru PNL. Păi au fost deștepți. Asta se întâmplă primarii și după care au dat legea. Nu, a fost dată înainte legea, da? Și în continuare, 2008-2012, sunt primari care au fost aleși pe alte liste, s-au dus spre PDL și au acționat pentru PDL. Trebuie să-și dea demisia. Sau să anunțe intrarea la alt partid. Deci el o face tacit. Așa va fi și cu parlamentarii. Deci trebuie stipulat în Constituție clar, prin modul de comportare în care s-a situat împotriva politicii partidului care l-a trimis în Parlament, atunci se poate fi destituit de la sine. Dar Curtea Constituțională se opune și spune că nu se respectă drepturile. Nu cred că se va mai opune. Da, s-ar putea, aveți dreptate, s-ar putea să se opună că majoritatea la USL și au interes să rupă USL-ul, să ducă în partea cealaltă pentru altă majoritate. Oricum vor fi multe, multe de rezolvat, multe probleme legislative de rezolvat și multe, și cum să spun, de înlăturat multe ipocrizii, ca să spun așa, ca și cu prefecții, de exemplu. Prefectul prezentat ca un personaj apolitic, ceea ce este... E o glumă. E o glumă, dar nu numai glumă, că e o realitate, că ar trebui să fie așa, dar din moment ce prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, și este numit de către guvern și guvernul politic... Guvernul politic, cum poate fi el apolitic? Deci trebuie revenite... Da, trebuie revizuite anumite lucruri pe care le-a făcut. Acest lucru, să nu uităm că l-a făcut guvernul Năstase, legea 394, în 2004 cu prefectul. Ca el să fie apolitic. De fapt, nici nu cred că au fost cazuri flagrante la noi, la Giurgiu, cel puțin din... Dar a fost vreunul apolitic? Doamne, ce înseamnă apolitic? Până la membru urmă? La un partid să nu acționezi în așa fel încât să susții vădiși pe față un alt partid. Și s-a întâmplat așa? Deci toată lumea, dacă îți dă ordin ca prefect partidul care te-a pus blochează, hotărâre Consiliul la municipiu sau la județ, la ce o să facă? Păi gândiți-vă ce tevatură a fost cu bugetul Consiliului Județean. Tocmai. Deci era și atunci tot un și atunci prefect nu e o apolitic. Ipocrizie? Ba da. Trebuie și n-ar trebui să recunoaștem clar, e guvernul... Guvernatorul statului Arkansas de cine-i numit? De președinte, da? Judecătorul, magistratul de cine-i numit? De statul respectiv, care e la putere. De guvernator, da? Bun, acolo nimeni nu se ascunde de acest lucru, totul e făcut pe față. Cred că și la noi trebuie să fie transparență în acest caz, da? Dar asta nu înseamnă că ea în America încalcă legea și că eu sunt numit de Partidul Democrat, tu ești republican, hai ca să-ți înșenezi un dosar. Cred că aici trebuie să se tene cu practice la noi, da? Să fie totul pe față, să fie transparent, să se respecte legea. Să ne mai ascundem după aceste lucruri. Cred, apropo de Constituție, cred că trebuie modificat clar articolul 103 cu numirea cu desemnarea candidatului la prim-ministru, să se spună de la partidul care a obținut cel mai mare număr de voturi sau de la partidele care formează o alianță. Aici trebuie lucrat la această Constituție. Cred că de aici e frică tare președintului Traian Băsescu pentru că nu va mai avea nicio putere de control asupra guvernului. Deci, practic, Traian Băsescu controlează guvernul cu desemnarea candidatului prim-ministru și în acest fel va încerca să formeze o altă majoritate decât cea firească naturală și rezultată în urma votului. Dacă va reuși acest lucru, am o mare rezervă. 99% nu va reuși. Dar dacă nu va reuși, cred că, și va încerca să facă acest lucru, cred că atunci se poate discuta în alți termeni. Cred că dacă va sfida în continuare voința 2-3 din numărul de români care au votat pentru USL, atunci chiar cred că va fi o problemă și a treia tentativă de suspendare va reuși. Eu sper să nu a se întâmple acest lucru. A fost Traian Băsescu agent electoral pentru USL? Da, cu fiecare ieșire a crescut în sondaje USL-ul. Nu, lupta a fost pe față. Acum, haideți să vorbim serios, la modul serios. Prim-ministru de atunci, din 2010, Emil Boc, a refuzat să iasă să anunțe tăieri de salarii, pensii, eu știu, ajutoare sociale, toate. Aici și președintele Traian Băsescu. Și când îi omul un leu de salariu, nu te uită niciodată, să știți. Lumea l-a asimilat Adevărul este că a fost un lucru fără precedent. Niciodată nu s-au tăiat salariile din 90. Și niciun caz nu trebuia să anunțe șeful statului, care nu avea nicio prerogativă în acest sens. Deci nu era competența șefului statului să anunțe aceste lucruri. Era de competența guvernului.
Probabil că a vrut să-și atragă asupra lui mânia populară, el nemai având alte alegeri până mandatul fiind deja intrat în al doilea mandat, deci putea să stea liniștit, probabil că a vrut să-și protejeze guvernul până și la urmă. Și s-a văzut la aceste alegeri cum s-a protejat guvernul. Și PDL o are de cred că am mai avea de discutat așa, dar timpul ne spune că trebuie să ne oprim. Am epuizat subiectul, însă nu, probabil că și colegii mei vor continua să discute. Vom vedea, vor apărea noi subiecte, numirea guvernului, vom vedea până la urmă ce va face Traian Băsescu, dar cam în mare, acesta a fost un rezumat al alegerilor din județul Giurgiu, județ care are doi senatori, 4 și 5 deputați. La 4 colegi. La 4 colegii de deputați, 5 senatori. Asta e legea, până la urmă, până va fi alta, vom vedea. Domnul Rădoi, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Giurgiu TV în această seară, doamnelor și domnilor. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, vă aștept marțea viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine.